Evanghelia după Matei, capitolul 24, și vom citi versetul 4 și 5. Totuși, pentru înțelegere mai corectă a contextului, versetul 3, Domnul Iisus spunea, El așezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la El la o parte și au zis, Spune-ne! Când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viaului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Amin. Uh ca să nu aveți dubii cu privire la persoana mea, sunt fratele Daniel și mai mult decât atât nu am ce să vă spun despre mine. Aș vrea ca, conform textului care l-am citit în dimineața aceasta, să ne focalizăm atenția asupra Domnului Iisus Hristos. Amin. În zilele din urmă, Domnul Iisus însuși ne-a avertizat că vor veni mulți oameni care ne vor prezenta și să vor prezenta ca și Hristos, dar care nu sunt adevărații sau adevăratul Hristos. Sunt Cristoși mincinoși, și proroci mincinoși în, în același capitol, în versetul 23 Domnul zicea, atunci dacă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo să nu-L credeți, că și se vor scula Cristoși, mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși Acum, vedeți de când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer cea mai uh, întâlnită formă de înșelare și de manipulare a maselor de oameni care cred în Domnul Isus Hristos și ar vrea să creadă în Domnul Isus Hristos, este prin predicare. Prin predicare. Pentru că prin predicare este cel mai ușor mod de a prezenta un Hristos sau altul. În dimineața aceasta aș vrea să duc un mesaj înaintea dumneavoastră despre întâlnirea cu adevăratul Hristos și direcția mesajului meu este împărțită. În primul rând aș vrea să prin acest cuvânt să fie întăriți aceia care l-au întâlnit pe adevăratul Hristos. În al doilea rând, aș dori să încurajez pe cei care au conștiințele rănite și care se întreabă sau au dubii cu privire la faptul că l-au întâlnit pe Hristos, dar l-au întâlnit cu adevărat. Aș vrea ca ei să fie încurajați în această dimineață. În al treilea rând, aș vrea ca să fie îndreptați păcătoșii care nu l-au cunoscut pe Hristos spre Domnul Isus Hristos, spre adevăratul Hristos. În al patrulea rând, aș vrea ca să ofer din textul Scripturii o protecție pentru cei care sunt lesni crezători ca ei să nu fie înșelați de falși proroși de falși cristoși. În al cincilea rând, aș vrea să dau și o provocare în dimineața aceasta prin textul biblic pentru cei care se înșeală și cred că l-au întâlnit pe adevăratul Hristos, dar nu l-au întâlnit. Și în ultimul rând, aș vrea ca acest mesaj să fie și un mesaj de chemare la pocăințe pentru aceia care, într-un fel sau altul, au deformat imaginea Hristosului adevărat. Au ciuntit, au trunchiat pe Hristosul Scripturii. Pentru acest motiv, V-aș invita să întoarceți scripturile la Faptele Apostolilor, capitolul 9, și să ne uităm la un exemplu de întâlnire cu adevăratul Hristos. Acum, acest text vorbește despre întâlnirea lui Saul cu Domnul Iisus Hristos și, bineînțeles, nu toate elementele prezente în textul acesta Ba este sigur că multe elemente prezente în textul acesta nu se vor regăsi în viața noastră, în viața celor care se întâlnesc cu Hristos. Însă, principiile din spatele acestei întâmplări, acestei întâlniri cu Iisus Hristos, sunt, formează un tipar, sunt paradigmatice pentru întâlnirea fiecărui om, din totdeauna cu Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să intrăm în, în studierea acestui text și să ne uităm. Versetul 1, capitolul 9, faptele apostolului, spune Saul sufla în amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damas că dacă vă găsi pe unii umblând pe care a atât bărbați cât și femei, să-i ducă legați la Ierusalim. Aceasta este, asta mers, este mersul apostolului Pavel. El credea din toată inima că face o slujbă pentru Dumnezeu prinzând pe acești oameni care erau ai căi, oameni care erau dedicați credinței în Domnul Iisus Hristos, prinzându-i și închizându-i, închisori. Acum, versetul 3 arată primul semn al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos și este cel mai evident semn pe care, pe care poți să-L vezi în viața unui om care pretinde că s-a întâlnit cu Hristos. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină în cer, din cer în jurul lui, el a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, saule, pentru ce mă prigonești.” Primul semn este acesta. Hristosul adevărat întotdeauna te oprește de pe drumul tău. Hristosul adevărat întotdeauna te oprește pe drumul tău. Hristosul adevărat, Hristosul înălțat în glorie, nu Hristosul pe care l-au bojucurit oamenii. Hristosul acela care a fost bajocurit, care a murit, care a înviat, care este înălțat la Tatăl și este făcut de Dumnezeu Domn și Hristos. Hristosul acela care este la dreapta Tatălui acum și așteaptă, spune în evrei, ca toți și să-i fie făcuți așternu picioarele lui. Acel Hristos, când se întâlnește cu adevărat cu tine, te oprește din drumul tău. Cristosul adevărat al Scripturii nu este un Hristos care urmărește confortul tău. Nu este un Hristos care caută să îmi facă viața pe pământul ăsta să fie mai bine. Nu, Hristosul adevărat este Hristosul care pune un stop în viața mea. Este un Hristos care mă oprește din drumul meu nebun. Dacă Hristosul cu care tu te-ai te-a lăsat să mergi pe același drum pe care ai mers și până atunci, până când să te întâlnești cu El, nu este Hristosul adevărat. El este un Hristos fals, este un, un Hristos mincinos, este un Hristos care nu te va putea ajuta la absolut nimic. Este un idol. Și în, în spatele fă că fiecărui Hristos mincinos este un drac care te înșeală. Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu și Duhul Sfânt vrea să ne avertizeze în dimineața aceasta cu privire la adevărata întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos te oprește din drumul tău. În al doilea rând, întâlnirea cu Iisus Hristos este spontană. Frați și surori, noi baptiști avem... Eu sunt și eu baptist. Mai ciudat, dar îți baptist. Noi avem... Uh, uh, ideea asta că iarna e primăvara sufletelor. De ce spunem noi că iarna e primăvara sufletelor? Că iarna avem timp să facem evangelizare. Că în rest nu avem timp. Iarna, domnule, oamenii nu prea au treabă și zicem, iarna e primăvara sufletului, acum vin oamenii la mântuire. Duhul să nu, nu și-a stabilit iarna ca primăvara sufletului. Duhul să mântuiește în tot timpul anului. Dumnezeu vrea ca să fim martori în tot timpul anului. Auziți un cuvânt important în textul acesta. Spune pe drum când s-a apropiat de Damasc? Deodată. Cuvântul deodată arată supremația și spontanietatea cu care Duhul Sfânt lucrează. Duhul Sfânt nu poate fi manipulat de oameni. Nici de pentecostali, dar nici de baptiști. Duhul Sfânt nu poate fi introdus într-o cutiuță, într-un tip și să spui, spui Acum vindecă, acum mântuiește, acum mărturisește, acum călăuzește, acum convinge Duhul Sfânt nu este în felul acesta Duhul Sfânt este Dumnezeu și este suveran și lucrează în suveranitatea Lui Duhul lui Dumnezeu suflă încotrovrea, vrea, cum vrea, când vrea, cum vrea Duhul Sfânt nu poate fi manipulat Nici Domnul Iisus Hristos nu poate fi manipulat Spune că deodată a strălucit eu vreau să întreb, de ce a strălucit acum și n-a strălucit mai târziu? De ce Hristos a ales să vină acum și nu a ales să vină mai târziu? Ca așa a vrut El. Ăsta este singurul răspuns. Ăsta este singurul răspuns. Întâlnirea cu Domnul Isus Hristos este spontană. Nu poate fi manipulată. Nu poate fi controlată de oameni. Niciodată nu poate fi în felul acesta. Treaba noastră este ca să propăduim Evanghelia oriunde suntem. Fiecare în dreptul nostru. Și să lăsăm pe Dumnezeu ca în suveranitatea Lui să lasă această adiere binecuvântată, mântuitoare a Duhului Sfânt să sufle peste oameni. Amin. Ăsta este al doilea, al doilea, semn. Întâlnirea cu Hristos este întotdeauna spontană, nu poate fi programată. Când auziți oameni care spun, Doamne, mă pocăiesc mai târziu, mă pocăiesc mâine. Asta este o prostie. Tu nu te poți pocăi când vrei tu. Eu mă pocăiesc, Doamne, să... Ai să-mi trăiesc viața, mă pocăiesc la bătrânețe. Nu te poți, chiar dacă ai avunge la bătrânețe, pocăința, credința sunt darul de la Dumnezeu. Mântuirea este un dar de la Dumnezeu. Lucrarea de mântuire este în controlul lui Dumnezeu. Tu nu te poți juca cu Dumnezeu, nimeni nu se poate juca cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Hristos este spontană. În al treilea rând, întotdeauna în întâlnirea cu Hristos ești a plecat sub domnia lui Hristos. Auzi ce spune, versetul 4, el a căzut la pământ. Acum eu nu cred că toți în întâlnirea cu Hristos cad fizic la propriul la pământ, dar cred din toată inima mea că întotdeauna când un om se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, întâlnește pe Hristosul care este Domn, care este suveran, care susține toate lucrurile din universul acesta în mâinile lui. Eu cred că imaginea noastră a Domnului Iisus Hristos este foarte deformată și foarte schinguită și trunchiată. Deoarece, mulți dintre noi ne imaginăm că Domnul Iisus Hristos este acum în aceeași poziție în care a fost când a, când a umblat pe pământul acesta, dar nu mai este în aceeași poziție. Hristos nu mai este Hristosul acela pe care îl poți scuipa, pe care îl poți ba jocuri, pe care îl poți lua uh, cu, la întrebări cu o brăznicie, pe care îl poți să-l ironizezi, pe care poți să faci ce vrei tu cu el. Nu mai este în poziția aia Hristos. Scriptura arată foarte clar că odată ce Hristos a fost înălțat la dreapta Tatălui, Hristos este Domn și Mântuitor. Hristos este Domn. Și în momentul acesta, în clipa de față, spune Dumnezeu îi supune toate lucrurile, Dumnezeu îi supune pe toți vrăjmașii și face așternut picioarele lui. Citiți Apocalipsa și veți vedea o diferență majoră între ceea ce Hristos a fost pe pământ și ceea ce Hristos este acum în ceruri. Mânia Dumnezeului nostru și a mielului, spune Scriptura. Acesta este Domnul Iisus Hristos. Ăsta este Hristos. Hristos întotdeauna când se întâlnește cu tine te supune su supremației lui, suveranității lui, domniei lui. Nu se poate ca să vii la Domnul Iisus Hristos și să zici, dar de ce să-mi spună mie Hristos să renunț la asta? Păi de ce să-mi spună Hristos să renunț la prietenia asta, să renunț la compania asta, să renunț la oamenii ăștia, să renunț la banii ăștia, să renunț la afacerea asta? Păi cine să ăștia mă? Cine sunt oamenii ăștia să-mi spună mie? Cine e Hristos să-mi spună mie cum să mă îmbrac, cum să vorbesc este un Hristos care este Domn și Mântuitor. Hristos niciodată nu intră în viața unui om să ierte păcatele fără să-l curățească de păcatele lui. Hristos niciodată nu intră în viața unui om ca oamenii aceia să-și bată joc de el și să facă ce vrea cu Hristos. A, vai, am dat lui Hristos un locușor în inima mea, săracul nu avea unde să stea și l-am primit în inima mea. Ce favori am făcut lui Hristos? Ăla nu-i Hristos adevărat. Ăla e un idol, ăla e un drac. Hristosul adevărat când intră în viața ta și în inima ta, Hristos îți va conduce întreaga ta viață în toate domeniile ei. Întotdeauna în întâlnirea cu Hristos, cât de deștept ai fi tu, cât de, cât de influent ai fi tu, cât de puternic ai fi tu, cât de bogat ai fi tu, cât de frumos ai fi tu, Hristos te pleacă sub supremația Lui și sub, sub suveranitatea Lui, sub domnia Lui. Ăsta este Hristos adevărat. Și mie nu -mi trebuie altul. Un al patrulea semn al întâlnirii cu Domnul Isus Hristos este că ți se deschide urechea. Hristos îți deschide urechea să-i auzi vocea. Auzi ce spune versetul 4. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea Saule, sau, întrebarea mea este următoarea. Într-un mod real, experimental, adevărat, ai auzit vreodată pe Domnul Iisus Hristos luându-te la întrebări cu privire la viața ta? Cu privire la mersul tău, cu privire la scopurile tale, cu privire la direcția în care mergi. Ai stat vreodată față în față cu Isus Hristos și Hristos să fi știut, să fi simțit, să fi trăit, să fi experimentat, să fi știut din toată ființa ta. Hristos îmi spune mie acum, Hristos vorbește cu mine, Hristos mă întreabă pe mine, Hristos mă confruntă pe mine. L-am auzit, știu. Este un moment care pot să spun, o, sau o perioadă din viața mea în care Dumnezeu a dialogat cu mine, Dumnezeu a vorbit cu mine, Dumnezeu m-a luat la întrebări, Dumnezeu m-a oprit din drumul meu. Dacă nu, aia nu e întâlnire cu Hristos. Aia nu este întâlnire cu Hristos. Nașterea din nou nu este așa un fel, m-am născut în familie de pocăiți, la vârsta de 17 ani o luați toți botezi, zis, bă, mă arunc și eu în apă acolo, că dacă asta se cere, fac și eu treaba aia. Așa și sunt și eu pocăit. Dom'le, ce să ce altceva să fiu? Aia nu e întâlnire cu Hristos. Întâlnire cu Hristos, în când tu și eu l-am auzit pe Domnul Iisus Hristos vorbindu-ne. Ia auziți, un alt semn este descris în versetul, în versetul 4. Spune Domnul așa, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Crezi că Saul avea și alte păcate în afară de faptul că prigonea Biserica Domnului? Ce crezi? Cu siguranță avea și alte păcate. Motivul pentru care Domnul Iisus Hristos îl confruntă cu privire la situația asta cu privire la, la păcatul ăsta că prigonea biserica Domnului este că asta definea viața lui. Identitatea lui Saul era formată în jurul faptului că el apără adevărul, că el apără pe Dumnezeu adevărat, că era apără credința, că el apără religia Vechiului Testament. Asta era viața lui, asta era stilul lui de viață și Dumnezeu vine și îl confruntă exact în problema aceea. Și un alt semn al întâlnirii cu Hristos este că întotdeauna în întâlnirea cu Hristos îți descoperă păcatul. În întâlnirea cu Hristos, Domnul Iisus Hristos să-ți descopere păcatul. Duhul Sfânt vine să te convingă de păcat. Dumnezeu niciodată nu ridică covorașul și să spune, bă, hai să trecem peste toată partea aia, cu curvile, cu minciunile, cu hoțile, cu toate chestiile. Bă, hai să trecem. Ce-o fost, o fost de acum, eu viață nouă, mergem înainte. Nu ne interesează ce a fost în trecut, nu este așa ceva. Niciodată Domnul Iisus Hristos vrea să te mântuiască într-un asemenea fel încât să te poți uita cu scârbă la trecutul tău, dar să te poți uita și să spui eu am un mântuitor. Eu am unul care m-a eliberat, eu am unul care m-a iertat, eu am unul care îmi ridică fruntea sus. Eu nu voi sta cu fruntea sus înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății că am venit în fiecare duminică în Biserica Baptistă și am cântat și am urmăit o rugăciune. Eu voi sta cu fruntea sus înaintea judecătorului Universului în ziua veșnicie, fiindcă Hristos a plătit în locul meu, fiindcă Hristos m-a curățit, fiindcă Hristos m-a eliberat. Nu că eu am făcut ceva, nu că eu m-am botezat, nu că eu am dat la colectă și am dat mai mult decât alții, nu de asta voi sta. Ci datorită lui Hristos, mântuirea este a lui Hristos. Și El mântuiește, și El curățește, și El eliberează. Dar înainte să facă treaba asta, Hristos te confruntă cu păcatul tău. Imaginează-ți că te duce la un doctor și ești cop de cancer, ești plin de cancer. Și doctorul spune, domnule, ai e nicio problemă. A, e o chestiune superficială, mergi acasă, iau o aspirină și vezi de treabă. Ce ai spune despre un astfel de doctor? Dacă tu ai afla în ultima instanță adevărul, ce spune despre el? Când știi că el a știut adevărul, ce ai spune despre Hristos, care Hristos știe boala sufletului tău, care știe cât de copt ești în sufletul tău, care știe că ești, ești praf și pulbere. Și Hristos spune, stai, lasă să trecem peste pe chestia asta, lasă că poți intra așa. Nu, Hristos nu este în felul acesta. Duhul Sfânt nu este în felul acesta. Dumnezeu nu este în felul acesta. Hristos întotdeauna vine și să arată ca, ca, un doctor adevărat al sufletelor ce este. Vine și să arată, asta este problema și asta am venit să rezolv. Am venit să rezolv exact esența și centrul problemei tale. Am venit să rezolv problemele la rădăcină și îți arată exact mizeria și îți arată gravitatea păcatelor tale și îți arată hidoșenia și oribilitatea păcatelor tale. Și nu se verește să facă lucrul ăsta. Noi mulți dintre noi când, când, când cuvântul lui Dumnezeu, când puterea lui Dumnezeu este pentru un, peste un predicator și omul acela aduce în fața adunării Într-un duh profetic al lui Dumnezeu, adevărul despre adunarea respectivă, omul stă în bacă și se gândește, bă, eu fizic cineva de mine. Eu fi zis cineva de mine. Că de ce să spună chestia? Bă, dar de ce au spus chestia aia de la învon? Dar de ce trebuie să menționeze păcatul ăla? Dar de ce trebuie să atace chestia Dar de ce trebuie să spună lucrul ăla? Hristos nu este în felul acesta. Hristos niciodată n-a lucrat cu mânuși. Hristos niciodată nu s-a apropiat de oameni și i-a cocoloșit așa, i l-am îngheiat așa pe copușor, ca un Hristos bunuț și drăguț ce e el, blândoc așa, las, că știu că e greu pe pământ, dar eu n-am fost și eu om. Fii serios, hai să mergem înainte. N-am fost în felul acesta. Întotdeauna Domnul Iisus Hristos îți descopere păcatul, ca să te eliberezi de el, bineînțeles. Următorul semn este că Domnul Iisus Hristos îți dă o sete pentru cunoașterea Lui. Versetul 5 spune așa, auziți, răspunsul lui Saul zice, Cine ești? Tu, Doamne. Cine ești Tu, Doamne? Dintr-o simplă întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, n-au trecut ore întregi, dintr-o simplă întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, în inima lui Saul se naște dorința, asta de a-L cunoaște pe Hristos. Și dacă citiți epistole, Apostolul Pavel rămâne în aceeași stare. El dorește să cunoască pe Domnul Iisus Hristos, să cunoască părtășia suferințelor lui, să-L cunoască pe Hristos. Viața veșnică, frați și surori, baptiști dragi, sau ce sunteți dumneavoastră, viața veșnică, nu înseamnă să te botezi. Botezul este foarte important și textul arată lucrul ăsta mai departe. Viața veșnică nu înseamnă să cânți. Viața veșnică nu înseamnă să te rogi. Viața veșnică nu înseamnă nici măcar să predici. Toate lucrurile astea sunt foarte importante pentru pământul ăsta. Viața veșnică, spune Domnul Iisus Hristos însuși, este aceasta. Să te, să te cunoască! În întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, mă întâlnesc cu Hristos nu că mi frică de Iad. Că dacă ar fi eu am ambotezător, ți-a spune, pui de năpârcă, cine te-a învățat să fugi de mânia viitoare? Vi să-l folosești pe Dumnezeu doar ca pe o metodă de a scăpa de Iad. Tu n-ai nicio dragoste pentru Dumnezeu. Tu nu vrei să-l cunoști pe Dumnezeu. Tu nu vrei să-l slujești pe Dumnezeu. Încerci să-l folosești pe Dumnezeu ca pe, o, ca pe o monedă, ca pe ceva de schimb, domnule. Vin la Dumnezeu numai ca să scap de Iad. Să scap puțin de flăcările alea. Aia nu este mântuirea, aia nu este întâlnirea cu Hristos. Întâlnirea cu Hristos naște în sufletul omului o dorință nestăvilită, irezistibilă de a cunoaște pe Hristos. Automat să naște lucrul ăsta și continuă până la sfârșitul vieții tale. Asta este viața veșnică. Asta înseamnă să am acum viața veșnică. Cine nu are cerul în sufletul lui acum nu va ajunge niciodată în veșnicie. Cine nu are pe Hristos acum, nu l iubește acum pe Hristos, nu îl dorește acum pe Hristos, nu găsește satisfacția și împlinirea acum în Hristos, nu-și va găsi nici în veșnicie, pentru că nu va fi acolo. Împreună cu El, ca să-și o găsească. Dumnezeu nu va duce pe nimeni în cer ca să se plictisească. Niciodată așa ceva. Dumnezeu va duce pe toți aceia care pe pământ s-au întâlnit cu adevărat cu El și au tânjit după cunoașterea Lui. Au tânjit după cunoașterea Lui. Întâlnirea cu Hristos, mai mult decât atâta, îți revelează identitatea lui Hristos. Auziți ce spune Domnul Iisus Hristos? Răspunde și spune, eu sunt Iisus, eu sunt Iisus pe care îl prigonești ce cunosc eu și ce cunosc tu despre Domnul Isus Hristos. Dacă ar fi să spui un singur lucru, să te întrebe un om acum când ai ieșit pe stradă, auzi, tu ești pocăit? Că am văzut că ai ieșit de acolo, ți-ai cu când ai ieșit, dar nu contează, te-am văzut că ai ieșit. Auzi, tu ești pocăită? Da. Care e treaba? Ce, ce, diferență între tine și mine? Care e treaba cu voi? Ce ai spune? Ce ai spune? Ce, cum ai sumariza? Și cred că sumarul corect al scripturii, al pocăinței, al vieții noastre este Isus Hristos. Asta este sumarul. Asta este esența. Asta este centru. Domnul Isus Hristos, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Asta este centru. Asta este creștinismul. Asta este creștinismul în esența Lui. Indiferent ce etichetă pui peste El. Creștinismul în esența Lui este Domnul Isus Hristos. Mai mult decât atât, uitați ce spune. Versetul 6. Tremurând și plin de frică. Tremurând și plin de frică. Nu se poate înțelege sub absolut nicio formă, o întâlnire cu Hristos, fără ca în inima ta să se nască o reverență, o frică față de Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Vedeți, în vremea în care noi trăim foarte mulți oameni vorbesc despre Domnul Iisus Hristos ca de un prieten așa, așa. Parcă ar fi un coleg de-al meu de la școală și merg așa cu el, de umăr. Știi că este Domnul Iisus Hristos, mă? Ce lucru mare a făcut El pentru mine? Și mergem așa noi doi în viața asta și ne simțim tare bine. Dar la noi este Hristos. El nu este Hristos. Ioan Botezător aduce, Ioan, ucenicul Domnului Iisus, mă scuzați, aduceți-vă aminte în Apocalipsa, capitolul 1, are o revelație în care se descopere Domnul Iisus Hristos pe pieptul căruia și-a rezema capul, înainte ca Domnul Iisus Hristos să meargă și să sufere. Însă în Apocalipsa, capitolul 1, Ioan are un alt fel de reacție. Nu zice, Doamne, păi tu ești cu care stăteam cu capul pe pieptul tău ce dorme era de tine? Să duc așa, să-l pe Domnul Isus, să drăgălească pe lângă el. Ce bine mă simt. Nu asta a fost reacția lui. Reacția lui Ioan a fost că a căzut la picioare Domnului Isus Hristos ca mort. Asta a fost reacția lui. Pentru că acesta este Hristosul înălțat în glorie care vine și se revelează cu gloria lui în sufletul omului. Ca omul să înțeleagă cu adevărat cine este Hristos. Ca să nu se înșele. Și nu înțeleg creștinismul ăsta de două parale, care îl tratează pe Dumnezeu ca un bunicuț drăguț sau un Hristos blândoc care ne lasă să facem ce vrem noi. Nu pot să înțeleg. Un creștinism irreverențios, un creștinism bajocoritor la adresa lui Dumnezeu, un creștinism care nu înțelege cine este Domnul Iisus Hristos și nu-i dă cinstea cuvenită. Eu nu pot înțelege, nu știu dacă dumneavoastră puteți. Un alt semn al întâlnirii cu Hristos este că întâlnirea cu Hristos plantează, plantează în inima ta o dorință de a face voia Lui. Auzi ce spune Scriptura. Tremurând și plin de frică, el a zis. Foarte interesant. Prima întrebare este, cine ești tu, Doamne? A doua întrebare este, auziți. Ce, Doamne, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Întâlnirea cu Hristos nu-ți dă o anestezie pentru conștiința ta și să spui, bă, frate, ce treabă bună am făcut cu pocăiții ăștia. Ăștia mi-au zis că mi-s iertate păcatele, sănătate bun de acum. Viață, asta viață. Să trăiești cu conștiința liniștită că ai făcut una sau alta, de acum viață, frate. Ești iertat de păcate, sănătate bună. Auzi, Sa Saul spune, Doamne, ce vrei să fac? Aș vrea să întreb în cel mai serios mod în dimineața aceasta. Există în inima ta, în inima dumneavoastră, cum vreți să vă spun, frate și soră, prieteni care ești aici, există în inima ta dorința de a face voia lui Dumnezeu? Există în inima ta plantată de Dumnezeu dorința aceasta de a-L căuta pe Dumnezeu, de a face plăcere lui Dumnezeu. Dacă nu există, dacă nu există lucrul ăsta, orice, orice scuză, orice justificare, orice lucru pe care mi-l spun eu mie ca să-mi anesteziez conștiința, este fals lucrul acela. Și mi-l spun pentru nenorocirea mea, Întâlnirea cu Domnul Isus Hristos plantează în inimile noastre dorința de a face voia lui Dumnezeu. Indiferent cine sunt eu, indiferent unde sunt eu. Pe mine mă urmărește dorința aceasta. Domnule, eu trăiesc pentru Dumnezeu, eu fac plăcere lui Dumnezeu, eu umblu pentru Dumnezeu, eu lucrez pentru Dumnezeu, eu cumpăr pentru Dumnezeu, eu mănânc pentru Dumnezeu, eu lucrez, vopsesc. Ce mai fac eu pentru Dumnezeu? Fac lucrurile astea. Eu pentru El trăiesc. Și vreau să fac toate lucrurile astea în voia lui Dumnezeu în voia lui Dumnezeu. Spune uh, prorocul Ieremia că în nou legământ Dumnezeu va scrie legea lui în inimile noastre, ca să o iubim, ca să o dorim, ca să o împlinim. ca altfel ne-am uitat la cuvântul lui Dumnezeu și îl urâm, nu vrem cuvântul lui Dumnezeu. Până să te întorci la Dumnezeu, nu-l vrei. Că ți arată starea ta, că ți spune ce să faci, că ți spune că nu mai ești șeful tău, că nu mai ai voie să trăiești cum vrei tu, nu-ți place. Dar în momentul în care te întâlnești cu Hristos, încep să-ți placă lucrurile astea. Încep să-ți placă. Vedeți? Citirea, citirea, de duminică așa a Bibliei. Domnul am vin și eu la biserică, hai să citim pe aici trei versete, ah, bine, am citit. Sau luni, marți, mă duc, bă, ăștia toți zic că trebuie să citim din Biblie, au zis ăla duminică acolo că trebuie să fac voia lui Dumnezeu, nu știu ce, hai, ce e aici? M-am dus înapoi, am închis sănătate bună, m-am dus, am citit și eu Biblia, nu la asta mă refer, nu la asta mă refer. Citiți psalmi și vedeți dragostea prorocului, dragostea psalmistului David pentru cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că prin cuvântul lui Dumnezeu, prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu, este să cu Dumnezeu adevărat. Un alt fel al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos este că întâlnirea cu Hristos te plasează în poziția de rob. Auziți ce spune Domnul Iisus? Domnul răspunde și zice, scoalte-i, a zis, Domnul, intră cetate și uitați un cuvânt foarte important și ți se va spune ce? Ce? Trebuie. Trebuie. Dumnezeu nu ne dă var variante, Frați și sorori, Dumnezeu nu ne dă variante nouă. Dumnezeu nu ne dă, Doamne spune, dacă vrei să faci bine, uite, îți dau așa o idee. Acum vezi tu ce faci. În momentul în care ai intrat sub stăpânirea, sub supremația, sub suveranitatea, sub domnia lui Isus Hristos, trebuie să faci ce spune Isus Hristos. Eu niciodată nu pot să vin înainte lui Dumnezeu și să spun, Doamne, asta vreau să o fac, asta e prea greu să o fac. Nu pot să fac lucrul ăsta. Vezi, deci noi mai avem mai avem adunările noastre generale în care votăm cuvântul lui Dumnezeu. Dom'le, să fie pusă la subdisciplină sau să nu fie pusă sub asta e o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Că asta facem, votăm cuvântul lui Dumnezeu. Să împlinim ce spune Biblia sau să nu împlinim? Asta facem. Și, doamne, depinde cât de mult spun să împlinim. Dacă majoritatea spune să împlinim, împlinim. Dacă majoritatea spune să nu împlinim, nu împlinim. Cuvântul lui Dumnezeu nu se votează. Suveranitatea lui Dumnezeu nu se votează. Hristos nu se votează. Credința nu se votează. Dumnezeu spune, trebuie să fac lucrul ăsta. Când am intrat sub domnia lui, eu mă supun acolo de dragă inimă și fac lucrurile eu. Pentru mine toate cuvintele lui Dumnezeu sunt trebuie. Eu nu le reinterpretez cuvintele lui Dumnezeu ca să mi se potrivească cu starea mea. Eu nu justific cuvintele lui Dumnezeu și interpretarea lor ca să pot trăi cum vreau eu. Eu nu votez cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu aleg cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu am uh, lucruri preferate în cuvântul lui Dumnezeu. Tot cuvântul lui Dumnezeu e preferat pentru mine. Care e versetul tău preferat? Uite-l, versetul meu preferat. Cât vrei să subliniez, Toată Biblia o subliniez. Nu numai cuvintele Domnului Iisus. Aici a subliniat numai cuvintele Domnului Isus. Eu cred că toată e inspirată de Duhul sunt numai cuvintele Domnului Iisus. Ăsta e cuvântul preferat. Trebuie, spune. Trebuie. Frați și surori, noi trăim în, în generația asta postmodernistă în care independența este o, o valoare, o, o, o virtute foarte importantă. Să fii independent. Nu așa este cu pocăitul. Poți să fii în postmodernism, poți să fii tu și în epoca de piatră. Unde-i fi tu? Nu există așa ceva. În fața lui Hristos, lucrurile sunt în felul acesta. Trebuie. Trebuie. Întotdeauna sunt așa. Un alt semn al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos este că întâlnirea cu Hristos te face sensibil la lumea spirituală. Uitați ce spune Biblia. Saul s-a scurat de la pământ, versetul 8, și măcar cu ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Trei zile <coughs> n-a văzut și n-a mâncat nici dă băut nimic. De ce postește? Și imediat spune a că el se ruga, îi spune domnul Oanania, că uh, Saul stătea în poșă rugăciune. De ce postea Saul? Ce să lui Saul să postească? Saul, întâlnindu-se cu Domnul Iisus Hristos, este sensibilizat la lumea spirituală așa cum existaia în realitate, nu cum și-o imagina el. Și omul acesta îl caută din toată inima lui pe Dumnezeu. Îl caută din toată inima lui pe Dumnezeu. Acum, o aplicație practică, banală și simplă. Când a fost ultima dată când ai postit cu scopul acesta? Când ai postit cu scopul acesta să fii sensibilizat la lumea spirituală, la Dumnezeu, la ceea ce vrea să spună Duhul Sfânt, la călăuzirea lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu. Există un fel a tău de a trăi, de a te separa de lumea asta materială și să înțelegi în, în societatea asta, din punct de vedere practic ateistă, în societatea asta ateistă, materialistă, să te separi de lucrurile astea și să spui, domnule, nu numai mâncarea, numai stomacul meu e totul, numai banii mei e totul, numai mașina mea, casa mea, trupul meu, patul meu, să dorm, să fiu bine, să mănânc, nu numai asta, domnule. Și mă voi opri astăzi, mi-au o zi din săptămână sau o zi din lună, domnule. Mă voi opri astăzi de la toate lucrurile acestea, conștientizând că nu s astea primul lucru. Nu asta este cel mai important lucru, ci sufletul meu, relația mea cu Dumnezeu. Dacă nu este asta, îmi pun așa de multe întrebări cu privire la întâlnirea cu Hristos. Așa de multe întrebări. Așa de multe întrebări. Ca să faci întâlnirea cu Hristos. Te conștientizează, te trezește la realitate. Dacă până atunci ai fost un materialist, ateist practic, nu din asta comunist. Nu, un materialist, ateist, practic. Practic. Tu crezi în Dumnezeu, dar ai băgat pe Dumnezeu în materialismul tău ca să hrănească materialismul tău. Dumnezeu îți dă bani, Dumnezeu îți dă loc de muncă, Dumnezeu îți dă sănătate, totul e pentru trupul ăsta. Da? Dacă până atunci ai trăit așa, când te întâlnești cu Isus Hristos, Hristos să spune, prietene, sufletul tău este cel mai important. S-ar putea să intri în mormânt cu cop de cancer, de leucemie, de ce mai boli mai sunt în lumea asta. Dar chiar dacă fii să treci prin valea umbrei morții, eu sunt cu tine. Asta este Hristos adevărat. Asta este adevărat a întâlnirii cu Domnul Isus Hristos. Hristos adevărat îți dă o sete pentru comuniunea cu Dumnezeu. Uitați ce spune I se descopere domnul Anania și zice, în Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și domnul a zis, scoală-te pe, pe ulța care se cheamă dreaptă și caută în casa lui Iuda, pe unul zis Saul, un om din Tars, că iată, el se... Ce e interesant. Asta era preocuparea lui Saul de când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Se ruga. Se ruga. Eu cred că există... M-am căsătorit și eu de puțină vreme și am căzut cu picioarele pe pământ. Numai de când m-am căsătorit. Uh, cred că este o paralelă foarte apropiată între relația cu partenerul. La unii nu este valabil cazul ăsta și ferească Dumnezeu să-l aplice unde spun eu. Este o, o, o relație foarte apropiată între relația cu partenerul din căsătorie și relația cu Dumnezeu. Este o legătură și o paralelă extraordinar de frumoasă. Imaginați-vă dumneavoastră Că eu m-aș duce dimineața la soția mea sau seara și a spune, dragă soție, vine înaintea ta și vreau să spun că uh, e foarte frumos, e foarte drăguț. Mai mi-ai făcut mâncare, mai ai spălat -a, Mulțumesc, Camin. Am lăsat-o și am plecat. Ce spuneți de relația asta? Ala e concubinaj. E locuire în aceeași casă, aia nu este căsătorie. Aia nu este căsătorie. Numai că rugăciunile noastre de multe ori arată așa. A, domnule, a spus că trebuie să mă rog. Gata, mă rog. M-am pus acolo. Doamne, b -b -b spui tu topomelnicul tău acolo, ai făcut introducerile la baptiste sau ce ele acolo. Ai spus, doamne, do doamne, vreau, dă du-te, fă, vină, urcă, du-te, ală. L-ai trimis pe Dumnezeu în tot universul, l-ai adus înapoi, iar l-ai trimis, iar l-ai adus înapoi. Ai încheiat, ai pus parafa și te-ai văzut de treabă toată ziua. Și nu există niciun fel de comuniune cu Dumnezeu. Nu există niciun fel de părtășie cu Dumnezeu. Rugăciunea nu este o metodă în care schimbăm planurile lui Dumnezeu. Rugăciunea este o metodă în care noi devenim conștienți de prezența lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, de suveranitatea lui Dumnezeu și noi ne schimbăm în conformitate cu planurile lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este o formă de manipulare a lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este o formă de, de a exprima anumite formule magice care în lumea spirituală au nu știu ce efect magic. Nu asta este rugăciunea. Rugăciunea este părtășie cu Dumnezeu. La fel ca atunci când stai cu, cu cineva drag și vorbești și stai în părtășie și trec orele și uiți de timp. Aia este rugăciunea. Și asta făcea Saul. Proas și surori, un om care nu se roagă în mod frecvent, din punctul de vedere al scripturii, e ca și cum n-ar respira spiritual. Omul ăla este mort. Poate să spun el că e viu, de câte ori vrea să spun. Pe un mort, poți să-i pui fundiță pe el, poți să-i pui coroană, poți să-l îmbraci frumos, poți să-l îmbărsămezi, poți să-i faci ce vrei tu. Mortei! Mortei! Poți să-i pui și bani în buzunar, poți să-l respecte oamenii. Mortei! Îi cât se poate de mort. Așa este un om care nu se roagă. Îi cât se poate de mort. Cât se poate de mort. Un semn real al întâlnirii cu Hristos este că în inima ta să pune setea aceasta de a sta în comuniune cu Dumnezeu, de a sta în părtășie cu Dumnezeu. Un alt semn al întâlnirii cu Hristos este că Dumnezeu îți dă descoperiri. La ce mă refer aici ca să nu să nu se gândească cineva, la ce nu trebuie să se gândească, spune Scriptura că Saul a văzut în vedere pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete vederea. La ce mă refer este că Dumnezeu, atunci când Dumnezeu se apropie de tine, atunci când Dumnezeu se întâlnește cu tine în persoana Domnului Isus Hristos, Dumnezeu începe să te călăuzească, Dumnezeu începe să-ți vorbească. Ascultați ce spune Scriptura. După cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Nu însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul este cel care cercetează totuși chiar lucrurile ale dânci ale lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și aici nu este vorba despre o cunoaștere intelectuală a cuvântului lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu, a lucrurilor lui Dumnezeu, ci despre o cunoaștere interioară, lăuntrică, duhovnicească, a ceea ce Dumnezeu vrea să-ți transmită ție. Ai momente în care poți să spui sau poți să-ți aduci aminte de momente în viața ta frecvente în care Dumnezeu te-a călăuzit, Dumnezeu ți-a vorbit, Dumnezeu ți-a dat descoperiri din cuvântul lui Dumnezeu, ai citit Biblia și ai citit textul ăla din miliard de ori. Și ai ajuns dată la el și Dumnezeu face lumină. avut un alt text care iar l-ai citit de sute ori. Și iară Dumnezeu îți face lumină și toată ziua te urmărește cuvântul ăla lui Dumnezeu. Vorba aceea pe care Dumnezeu ți-a dat -o. Sau pur și simplu mergi pe stradă. Și Dumnezeu să aduce un cuvânt, îl luminează mintea ta, îl face practic pentru tine. Îl face relevant pentru tine, îl face plin de putere pentru tine da orba. Aia e de la Dumnezeu. ai e de la Dumnezeu. Timpul trece și ne apropiem de încheiere. Aș vrea să mai punctez versetul 15, spune așa. du că cel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor. De ce s-a întâlnit? De ce s-a întâlnit Saul cu Domnul Iisus Hristos? Vă spun de ce s-a întâlnit. du că cel este... Anania obiectează. Doamne, Vreau să-ți dau o informație În cazul în care a rămas în urmă cu știrile Omul ăsta este unul dintre cei mai puternici Oponenți ai bisericii tale Și Domnul spune Dar Domnul mi-a zis Du-te! Că cel este un vas pe care l-am De ce s-a pocăit Saul? Că i s-a năzărit lui pe drum Domnule ce-ar fi să mă pocăiesc Și o să mă dau și eu cu ăștia că interesa că și așa sunt mulți Și au început să prindă amploare mișcarea asta Și să fie puteri Ce-ar fi să mă dau și eu cu ei? Știu că unii dintre dumneavoastră poate faceți alergie la cuvântul ales, dar nu există niciun motiv pentru care dumneavoastră sunteți aici și ceilalți oameni nu sunt aici decât, în primul rând, și în primul rând, alegerea lui Dumnezeu. Nu există niciun motiv pentru care eu îl iubesc pe Dumnezeu decât, în primul rând, și în primul rând, că Dumnezeu m-a iubit întâi. Asta este primul motiv. După aceea este și celelalte motive că eu m-am pocăit, că eu am crezut, pocăința este un dar de la Dumnezeu, credința este un dar de la Dumnezeu, Dumnezeu este cel care inițiază. Noi avem prostioara asta care o spunem la anvoane, că dacă tu faci un pas către Dumnezeu, Dumnezeu face vreo 2 3 către tine. O prostie cât să poate de mare. Nu Dumnezeu a făcut deja milioane de pași către noi? Milioane de pași către noi și în final după ce Dumnezeu face milioanele astea de pași către noi, facem și noi un pas către El prin puterea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este acela care ne dă după plăcerea Lui și voința și învăptuirea. Indiferent de alergia noastră spirituală față, a, Dumnezeu a ales, vai, oh, pe cine a ales Dumnezeu? Păi El l-a ales, pe mine nu m ales. Dar de ce Dumnezeu a, -a ales? Asta e baleverne, filozofia omenești. Dumnezeu te-a ales, de asta ești aici. De asta te-ai întâlnit cu Hristos. De asta ești mântuit. Ai fost în planul lui Dumnezeu. Ăsta este Primul răspuns. După aia există și alte răspunsuri, bineînțeles. Dar ăsta este primul răspuns. Și auziți ce spune. El este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea oamenilor, frați și surori. Eu aș vrea să fac, nu să fac o corecție, să fac o completare. Domnul Iisus Hristos n-a spus uh, când toți ucenicii erau 120 adunați acolo și spune, mă, fiți atenți cu asta treaba. Veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori. Dar nu, veți fi martori numai o parte dintre voi, restul stați și vă rugați pentru ei. Aia se cheamă lașitate spirituală rugăci. Cine... Eu nu mărturisesc că în viața vieții mele nu am spus la nimeni despre Hristos. Eu mă rog, vai ce spiritual și drăguț ai fost că ai spus lucrul ăsta. Nu, n-ai fost. Nu, ești un laș spiritual. Asta ești. Hristos, dacă citiți Scriptura, spune la un moment dat, în fapte capitolul 8, că ei stăteau cam mult prin Ierusalim și prin Iudeia, spune Scriptura că Dumnezeu a găsit o metodă ca să îi împrăștie de acolo, a venit persecuția și auziți cine propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. Cine propovăduia cuvântul lui Dumnezeu? Apostolii, zice Scriptura, cei ce se împrăștiaseră, mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Singurii care au rămas în Ierusalim sunt apostolii. Restul toți care au plecat, tinichigiu au plecat, în timp ce îi făcea la, la ceva acolo, îi vestea pe Domnul, ăla vopsea puțin, vestea pe Domnul, ăla i repara roata, vestea pe Domnul, ăla făcea o tranzacție, vestea pe Domnul, ăla schimba bani, vestea pe Domnul. Asta a fost misiunea lor. Așa în, zeci, în câțiva zeci de ani, Imperiul Roman a ajuns plin de Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru că fiecare a înțeles, Domnule, eu sunt chemat ca să fiu martorul lui Hristos. Spune Scriptura după, Fapte capitolul 2, când sunt botezați cu Duhul Sfânt, în fapte capitolul 4, în fapte capitolul 4, după ce merg în fața Sinedului și Sinedul spune, nu mai vorbiți în numele acest om, nu mai vorbiți despre învierea de morți, terminați cu prostile astea, spune că s-au dus la lor și s-au rugat, Doamne, dă putere robilor tăi. Doamne, suntem mulțumiți cu botezul cu Duhul Sfânt, dacă mai dai o umplere așa puternică, ce bine ar prinde situația asta de opoziție spirituală, ce bine ar prinde. Și spune că toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și apostolii vesteau cuvântul cu îndrăzneală. Nu! Toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și toți vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Asta este umplerea cu Duhul Sfânt de care vorbea un frate la, la studiu biblic. Asta este. Asta este misiunea lui Dumnezeu pentru mine. Este sunt. Poate. Sunt, o, ești o soră bătrână. Sunt un frate bătrân. Sunt un frate tânăr. Sunt o soră tânăr. Sunt un om al lui Dumnezeu. Sunt copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu în locul care te-a pus. În cercul acela de influența tău, Dumnezeu vrea ca să fii umplut cu Duhul Sfânt și să vestești cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna este așa pentru copilul lui Dumnezeu. Întâlnirea cu Hristos te face, te transformă într-un mărturisitor plin de puterea Lui. Amin. Amin. Aleluia.